Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă emisiune Media Obiectiv. Lumea politică fierbe și la propriu și la figurat, nu numai că este foarte cald afară, se întâmplă multe lucruri atât la nivel național în sânul organizațiilor politice importante din România, cât și la nivel local. Noi vrem să simțim pulsul fiecarei formațiuni politice. Așadar, după cele ce s-au întâmplat în ultima perioadă, atât la nivel central cât și județean și local, stăm de vorbă astăzi cu președintele Organizației Locale a Partidului Național Liberal, domnul Ioan Mareș. Bine ați venit! Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Domnule Mareș, cu ce doriți dumneavoastră să începem? V-aș propune eu să începem întâi cu ceea ce se întâmplă la nivel local și să le luăm așa punctual de la Făgăraș către cu Brașov și apoi către București. Cu fierberea București. de la nivel local. Chiar cu dacă e la munte, suntem la munte și mai răcoare, n-aș putea să spune că e valabil și zilele astea, a început să fiarbe și la Făgăraș. Se simte apropierea campaniei electorale de locale. Deja unii dintre colegii noștri din partidele politice ori intrat în campanie electorală. Deja se vânează postul de primar al făgărașului, poziții în Consiliul Local. Este... Și una e, apropo, și glumim puțin, da? Să facem o atmosferă cât de cât și optimistă și plăcută, mai ales că dumneavoastră cochetați și cu vânătoarea. Una e să pleci la vânătoare și una e să țintești și să reușești până la urmă. Sunt foarte de acord, s-ar putea. Să se întoarcă câteodată chiar împotriva ta, dacă lucrurile nu sunt gândite bine, chiar dacă faci opoziție unor proiecte sau dacă pur și simplu încerci să fii Gigi Contra. Alegătorii sunt rafinați și nu trebuie să-i subestimăm. Văd adevărul din spatele manevrelor politice de mai mult sau mai puțin bun gust. Și dacă o țin tot așa, că o să vorbim și despre rezultatele. Uh, scrutinului uh, la europarlamentare și uh, ceea ce s-a întâmplat uh, recent și referendum, revenind la nivel local, uh, domnule Mareș, contrar a ceea ce faceți dumneavoastră, adică participați, uh, să zic, aproape cam la toate ședințele uh, Consiliului uh, Local, iată că la ultima uh, nu ați uh, fost uh, prezent și pot să zic așa că a fost destul de animată uh, nu s-a întâmplat uh, întotdeauna să fie uh, foarte animată. Și acum uh, vreau să vă spun ceva. Uh, din punct de vedere al uh, meu, ca și om uh, um de presă prezent uh, acolo și fac presă de vreo 20 și ceva de ani, mi s-a părut foarte ciudat uh, ce s-a întâmplat. Uh, din ce punct de vedere? Eu am considerat că cei care sunt aleși acolo, consilieri locali, plătiți, să vină la ședințele de Consiliu Local Ordinare și Extraordinare, își dau mâna când este vorba despre proiectele comunității foarte importante. Nu fac referire la niciun partid politic, nu fac referire la niciun consilier local de acolo. Doar că m-am mirat că se bagă bețe în roate de atâta vreme unor proiecte extrem de importante. Ocolitoarea, trenează pe la Ministerul Transporturilor, uh, strada doamna Stanca, cu toții ne plângem că e plină de hârtoape, că e îngustă, că nu s-a reparat, că străzile nu se repară. Știți ce s-a întâmplat? Vă ascult pe dumneavoastră acum. Da. Din păcate, după cum spuneau, partidele își dau mâna pentru proiectele de de importante ale comunității, deci consilierii locale aleși de cetățenii făgărașului, dar, după cum ați văzut, se mai întâmplă să-și să dea mâna și prin spate unii împotriva proiectelor, pentru că, după cum am spus, a început campania electorală și... Uh, se vizează probabil și postul de primare, Edil, al făgărașului, și deloc nu-i comod și confortabil un candidat cu, la, cu niște realizări în făgăraș, cu uh, uh, ceea ce privește ocolitoarea sau arterele principale ale făgărașului. Ați văzut toată vara ce ambuteaj este pe pe linia principală, linia de, de, trecere prin Făgăraș ce se întâmplă uh, și s-au căutat soluții pentru asta și soluția cea mai bună este modernizarea, crearea unor benzi de refugiu, uh, lărgirea uh, străzi. dar după cum v-am spus asta e un lucru, uh, pe o, câțiva dintre locuitorii au fost prost informați, chiar a fost o campanie în sensul ăsta la din se ușa în campanie, ușa, au încercat da. să-i să convingă de niște lucruri neadevărate că nu, nu, nu e în regulă, nu trebuie să facă când o să se termine o să aibă niște spații verzi pe margine cu... Da, proiect, A, 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 a fost controversa cu spațiile verzi o, Există, proiectul este un proiect foarte frumos, când o să fie finalizată pentru că am convingerea că o să se realizeze o să fie cea poate cea mai frumoasă stradă din Făgăraș uh, și de referitor la ultima ședință de Consiliul Local, din păcate am avut o, am fost la Consiliul Județean o urgență la, de la care nu am putut lipsi și n-am reușit să mă împart în două părți și eu, după cum știți, sunt mai ancorat în problemele județului și chiar dacă prezența mea în Consiliul Local a încercat să fie cât mai discretă, conform legii am voie să particip la prezidiu. Ca orice da, președinte, dar n-am da? vrut, conform legii, ca și consilier județean, dar n-am vrut, vrut să fiu discret și să aud din apăsările care le-au făgărășenii. Și, și de menționat care... că orice cetățean contribuabil de, al făgărașului. Ședințele sunt, sunt publice. publice. Oricine are dreptul să participe la ședința de Consiliu. Bun, și ați aflat ce s-a întâmplat Am acolo, cum priviți? Este e foarte clar că este o tentativă de a băga bețe în roate proiectelor Făgărașului. Și haideți să le luăm pe formațiuni politice. Vă rog, până ajungem la ceea ce a stârnit, să zic, un val de replici, de o parte și de cealaltă, ajungem și acolo. Rețineți ca și mine că de la, când, de la data... La care consilierii locali împreună, deci executivul și legislativul, au fost mandatați. Ce ați observat noastră în Consiliul Local? La un moment dat lumea chiar spunea, domne, dar nu există opoziție acolo. Toată lumea votează la unison. Nu era chiar așa, parcă era cât de cât puțin mai echilibrat, să zic, votul. Păi, când proiectele care erau pe ordinea de zi, are, ale, Consiliului Local, erau proiecte care vizau binele, mai binele uh, bunătățirea vieții făgrășenilor, uh, trebuie să, ca și proiectele astea ultime, trebuie să fii cel puțin nebun să te opui proiectelor lucrurilor care, bune care încearcă să le facă uh, primarul Făgărașului. PSD s-au proiecte... pus opus în bloc. S-au pus în bloc pentru că, după cum știți, au fost niște fierberi în organizației lor. Cine a reluat conducerea acum încercă să-și arate mușchii și putere și încearcă să-i să, să -i convingă în primul rând pe colegii lor de partid, care au anumită forță și pot să... Eu cred că a fost un exercițiu de forță, ăsta, atât. Fără să se gândească la repercursiunile asupra făgărășenilor, cetățenilor făgărașului, la un serie de exercițiu de forță, și chiar și asupra lor, ca imagine în făgăraș. Pentru că, sincer să fiu, nu prea pot să înțeleg o asemenea atitudine când toată lumea. Și ar trebui să spunem lucrurilor pe nume, domnule Mareș, foarte puțin că nu insistăm foarte mult la acest subiect pe marginea organizației PSD Făgăraș fricțiunile au fost când a fost numit președinte interimar Valentin Clonț, actualul viceprimar, nu, deci a început când după a venit ce, scandalul cu deci domnul Negrilă. Or fost, acum eu nu mă bag în bucătăria lor și le doresc succes, sunt, vreau să fiu coleg cu ei și m-a deranjat ultima atitudine care este împotriva făgărășenilor și pe asta, nu pot să trec. Dar până atunci Negril a fost ales democratic președinte al organizației, pe urmă ăsta a fost motivul pentru care Mihai Popa a plecat, a simțit că nu mai are putere, a plecat la la, la uh, Pro-România, pe urma ei s-a promis uh, din nou uh, organizația din Făgăraș și s-a întors la PSD, drept pentru care președintele de la județ a venit și s-a pus el interimar, l-a detronat pe alesul lor, după care din nou uh, știți bine că a capicat Dragnea și uh, influența lui a dispărut în partid și iarăși președintele organizației județene și-a venit și l-a repus în drepturi pe pe uh, actualul președinte. Pe Negrilă. Am înțeles. Da. Asta uh, a fost povestea, așa cum încearcă, da? E foarte bine, dar nu trebuie să fii foarte atent că ești făcărășan și, și dacă te duci acolo, eu nu cred că se gândesc la indemnizație când cei care se acolo. Asta consiliu vreau să vă local. spun. Cam cât primește un consilier uh, local? Exact, nu știu, în jur de 700 de lei acum. Nu este o sumă de aruncat, deci să gândească bine la cei bani, că până la urmă, tot noi, contribuabilii, îi plătim pentru prestația pe care o au uh, în uh, Consiliul Local și o să discutăm și despre codul administrativ, uh, domnule Mareș, uh, pe final de emisiune. Sunt multe, timpul este scurt și vreau să uh, trecem în revistă absolut totul. Trecem la formațiunea ALDE din uh, Consiliul Local Făgăraș. Sunt doi consilieri ALDE și vorbim aici despre Cosmin Poparad și despre Ovidiu Popa. Interesant e că cei doi votează diferit. Ovidiu Popa este om de afaceri, este un om care și-a clădit cariera pe munca proprie și uh, în vieții, deci tot ceea ce a realizat el a pe forțe proprii, știe ce înseamnă un proiect de asemenea învergură, știe ce înseamnă, uh, ce important este un proiect din asta pentru comunitatea noastră și a votat după cum uh, cred că era normal să voteze. Același lucru vi poate spune dumneavoastră Alexandru Mazilu. Apropo de ce mi-a zis noastră de Ovidiu Popa, da? că am ajuns aici, că până la urmă câți consilieri locale aveți în grupul PNL, Cin Cin da? Cinci, da. Și a lipsit domnul Pintea. Da, s-a întâmplat, întâmplat, domnul Pintea a lipsit, Mai are, are și niște probleme personale, niște afaceri personale. Totdeauna problemele personale e, e important să le fie pe primul loc, pentru că dacă tu nu reziști și nu trăiești nu poți să faci bine pentru comunitate. Și s-a întâmplat să lipsească și domnul Mazilu nici nu mă așteptam la așa ceva, pentru că uh, nu e prima dată când uh, gafează, să știți. Ne-a răspuns că dânsul a votat cum i-a dictat inima și a votat în asentimentul făgărășenilor. Nu intrăm aici să explicăm Înainte că ne-ar lua de asta prea mult. Vreau să vă spun scurt că uh, nu e prima dată. Dacă mă amintiți, în urmă cu aproximativ 2 ani, uh, a mai fost un scandal în Consiliul Local legat de, de uh, directoarea Casei de Cultură, în care se formase o comisie. Pentru a-i evaluarea performanțelor, conform legii case, directorului Casei de Cultură, care trebuia să-și dea avizul pentru a fi prelungit mandatul de, de manager. Comisia aceea nu și-a făcut treaba a expirat timpul și atunci primarul a avut inițiativa de a forma o nouă comisie, de a schimba președintele comisiei care nu își făcuse treaba cu un alt, un alt președinte și o altă comisie care să ducă la bun sfârșit să poată, pentru că și așa era termenul depășit. Și domnul Mazilu atunci iar a votat împotriva... Uh intereselor Partidului Național Liberal și împotriva, Acum. împotriva mandatului primit de Partidul Național Liberal aia am trecut-o cu vederea pentru că... Era mai la început, să era zic, mai da? Era mai la început, Dar pe urmă, da. Pe urmă... Uh, încă o dată, că culmea este cu, cu, pe același subiect, încă o dată a primit mandat de la partid. Deci noi uh, avem obiceiul înainte de fiecare ședință de Consiliu să ne întâlnim și să discutăm proiectele de ordine de zi. Vă întrerup să... un pic, nu numai dumneavoastră, același lucru am discutat și cu domnul Mazilu atunci când a luat legătura cu toți din presă să transmită un comunicat, să explice. Este să zic așa, o cutumă pe care o respectă fiecare organizație politică, da? Se pune de acord nu, în privința... Nu, este, este, nu este o cutumă, este statutul Partidului Național Liberal, statutul, este corect. public, este da. este oricare dintre telespectatorii dumneavoastră poate să deschidă internetul și să vadă statutul în Partidul Național Liberal, în care se specifică negru pe alb și domnul Mazilu ar trebui să știe ca militar că ceea ce a făcut el este trădare, deci... Uh, a, este specifică clar, consilierii, și locali, aleși județeni și aleșii locali merg în consiliile în care, din care sunt consilieri cu mandatul primit de la partid. Și Ce credeți? Aplicare. Ce v-a spus? Ce vă spune dânsul de fiecare dată? Pe a fost Noi am discutat subiectul în consiliu, asta a fost mo moment, motivul excluderii dânsului din partid. Pentru că ne-am întâlnit, a fost de față, am discutat subiectul în consiliu în biroul politic local cu toți membrii partidului, ceilalți consilieri și ceilalți membrii biroului politic local al partidului nostru și ne-am hotărât, le-am dat un anumit mandat în cum să voteze și când a ajuns în, în ședința de Consiliu Local a votat împotrivă. Și Ați vorbit cu dânsul, ați luat legătura dânsul, spune că e în continuare consilier nu știe, local. deci este, auziți, când a fost povestea cu cu prima, cu, cu, prima, dată atunci când vă povesteam cu comisia aceeași, a, fost, a votat prima dată într-un fel, s-a reluat votul și a votat invers. A fost întrebat de presă și a zis că nici nu mai știe ce a votat. Deci vă dați seama că este cusut cu ața albă rău de tot. Și acum în ședința aceasta N-a făcut de, lucruri pe care noi le știam de mult, n-a făcut decât să respecte dorința PSD-ului. Deci face de mult jocurile PSD-ului. Noi știam, aveam informații de tot felul, dar atitudinea lui și faptul că atunci când a fost exclus din partid, nu l-am am și mers mai departe, este tocmai pentru că știam, aveam bănuială și atunci, așa, pe față, a votat cu PSD-ul, a votat împotriva intereselor colegilor. Vorbește în comunicatul de presă pe care l-am văzut eu despre el. Man. Păi, colegii, vreau să vă spun că colegii mei, ceilalți consilieri din, din Consiliul Local Liberal, sunt foarte supărați și foarte jigniți. Nu sunt deloc chiesmeni. Sunt oameni oare, oameni care niciunul dintre ei nu au nevoie de indemnizația. Aia. Nu pentru indemnizație, se duc pentru că fiecare au o, o viață proprie, o afacere proprie din care trăiesc foarte bine și au angajați, au oameni care primesc salarii de la ei și se duc pentru că au interesul vor să facă ceva bine pentru societate. Și vă dați seama cum se simt acum că sunt denigrați de acest domn și se spune că sunt iesmeni. Când oamenii, oamenii, au o anumită carieră superioară multora, nu vreau să spun, și sunt în așa, în asemenea fel. Deci nu a respectat statutul Partidului Național Liberal în nerumărate rândul. Eu vreau să spun că mai are și, și pot să o scot din uh, un procesul verbal de ședință, ca să vă, vă fac o imagine mai completă. Are o, o, un avertizment deci una dintre pedepsele partidului sau dintre sunt uh, sancțiuni este avertizmentul care este uh, premerge excluderii din partid în care a folosit cuvinte urâte în birou politic în, în jurături cuvinte care nu pot să le reproduc la postul de azi Ce veți face ce, Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Deci a fost exclus din partid și conform statutului, pentru că trebuie să urmați exact pașii, conform statutului, în termen de 30 de zile, biroul politic județean trebuie să ia act de uh, să fie invitat acolo să spună părerea și să voteze uh, acest lucru niciodată nu s-a întâmplat să voteze biroul județean în alt pentru că fiecare ei știu că fiecare președinte de organizație fiecare organizație și cunoaște bucătăria proprie din întâmplare în acele 30 de zile în acele 30 de zile nu s-a ținut nicio ședință de birou județean și am ajuns în situația de am depășit statutul pe urma a început precampania pentru, uh, europarlamentare, pentru europarlamentare, campania da. eu pe europarlamentare și n am mai putut. Și acum acum urma să ne mobilizăm, să, trebuie să facem încă o dată încă o ședință a Local în care să, să propunem excluderea, să repetăm aceeași procedură. Este conform statutului? Da, și... și cum este normal și mai vorbesc aici din punct de vedere al nostru, care lucrăm în presă, va trebui să-i și punctul din de vedere. Cu Încheiem acest subiect, trecem da. la uh, a zis de europarlamentare, cum vi s-au părut rezultatele? Am aici în față un sondaj de opinie. Dacă duminica viitoare ar fi alegeri, am depășit niște alegeri, mai avem unele la sfârșit de an foarte importante, nu mai zic și mai importante peste un an, da? PNL a obținut cel mai mare scor, urmat de PSD, apoi de către USR și am aici, dacă sunt luate în considerare doar opțiunile valide de vot, Procentajele arată astfel PNL 27,5%, PSD 18,9%, USR 17,6%, Pro-România 9,8%, ALDE 8,5%, nu ar întruni pragul electoral PMP cu 2,7% și UDMR 1,8%. Este cel mai nou raport uh, IMAS și pe primul loc în opțiunile electorale s-ar poziționa Partidul Național Liberal. Cum comentați? După cum arată cifrele, s-ar putea o mare parte din eșantion să fie din zona de sud a țării, pentru că apare UDMR cu 1, ceea ce nu mi se pare destul de real și atunci pentru noi ar, ar arăta și mai bine decât spun cifrele, pentru că dacă a fost în zona de sud, Partidul Național Liberal stă mult mai bine în Ardeal decât acolo. Și dacă în zona de sud sunt 27,5%, înseamnă că la noi sunt, am trecut cu bine de 30%. Vreau să vă spun că, cum s-a observat și la alegerile europarlamentare, Partidul Național Liberal, oferta Partidului Național Liberal este pe de departe cea mai bună dintre cea a partidelor politice. Este o problemă, este o ofertă Concretă, bazată pe, pe profesioniști, pe un proiect de țară bine gândit, de oameni destoinici, uh, uh, temeinici și uh, spre deosebire celelalte partide, PSD-ul, care ați văzut ce prestații a avut în ultimii ani uh, reprobabilă despre USR care este un partid antisistem și este un curent acum la mod în Europa, dar fără finalitate, fără, fără să aibă niște proiecte, niște programe. După cum ați văzut, noi Partidul Național Liberal a încercat să intre la guvernare, deci după ce după ce a văzut votul și dorința poporului de a, de a nu mai fi guvernați de, de această alianță monstruoasă, a încercat să intre la guvernare, și să facă o majoritate. A picat moțiunea. Până a picat la urmă. moțiunea și USR-ul a spus că ei nu vor să intre la guvernare. Deci pentru ce a votat Că nu sunt pregătiți. Nu acum, sunt pregătiți? Așa cum spuneam, încă un an, dacă mă uit bine în urmă, cinci luni, acum trei ani, da, însemnau alegeri locale, se ascultă săbile, domnule Mare, și așa cum am început emisiunea, și cum spuneam metaforic vorbind, fiecare formațiune politică dintre. Cele trei, să zic, mai importante, și vorbesc la nivel local, își pregătesc candidații. Are PNL candidat la Făgăraș? Avem mai multe, mai multe variante. Vreau să vă dau și niște nume, dacă doriți. Doctorul Gavril ar putea să fie un candidat. Este un om care a doverit foarte multe. Domnul Iulian Lascu este antreprenor și directorul unei unei societăți de asigurări prospere. Cornel Pintea este o persoană cu foarte multă experiență în administrație și ar putea să spună foarte multe în făcareași. Ar fi și, de ce să nu spun, aș putea să fiu chiar eu unul din candidatul partidului la funcția de primar, dar vreau să vă spun că luăm în considerare și ca, susținerea candidaturii actualului primar, care este primarul. Sucaciu a plecat dintre noi, este omul nostru, este, este, omul cu care eu am lucrat mulți ani, am fost responsabil de zonă când era primar la Drăguș cu care ne-am ne înțeles foarte bine. Omul pe care, ale cărui proiecte bune le susținem în Consiliul Local, cu care, cu care încercăm să facem lucruri bune. Rămâne de văzut ce se întâmplă în această perioadă în continuare, nu pot să spun nimic că mai este local, timp, dar da. între, la un moment dat va trebui să ne hotărâm. Important este să le oferim făgărășenilor cea mai bună, cea mai de succes variantă. Și încă o dată să rețină făgărășenii și da. o să vorbi și la chiar la sfârșitul emisiunii de acest aspect că oamenii aleși de ei. În Consiliul Local sunt trimiși acolo ca să voteze și să rezolve problemele comunității. Haideți să mergem puțin și și pe la județ, da, faceți parte din uh, forul județului, sunteți uh, consilier județean din partea uh, PNL. Ce proiecte importante sunt susținute acolo, sau ce s-a mai întâmplat în ultima perioadă în materie de fonduri? Știu că existau niște nemulțumiri în ceea ce privește alocările de fonduri de la nivel da, central. Am foarte puțin bani anul acesta, mai puțin decât anul trecut, în care, dacă vă amintiți, că tot aici mă plângeam că că nu știm cum să ne pentru drumurile județene. Știți foarte bine când, în, când se apropie ale ale alegerile, a uh, alegătorii țin foarte cum, mm. mult condestarea drumurilor. Asta e motiv pentru care, având în vedere că uh, este, sau țara Făgărașului, sau chiar și județul este, este uh, în mare parte liberal, s-a încercat să se frâneze cât de, pe cât posibil reabilitarea drumurilor din județ. Am primit foarte puțin bani, acum reparăm drumurile de sub munte, drumurile, arterele spre DN 104A, dar cu niște eforturi foarte mari. Nu. Ca proiecte principale vreau să vă spun despre uh, Spitalul de Copii, unde a fost reabilitat, maternitatea, uh, spitalul, o parte din Spitalul Județean. Sunt, sunt foarte multe proiecte cu toate frânele, s-au făcut foarte multe lucruri. Lucrările la aeroport merg într-un ritm destul de alert, să știți, cu toate frânele care le primim și de la de la Guvern, de la Ministerul Transporturilor drumul 104A care în curând o să primească ordini de începerea lucrărilor, toate etapele Iată, opostale, acolo ați reputat o victorie am, absolut, După o cum am zic. promis, nu, da. nimic din ceea ce vă spun n -o, niciodată nu o să vă spun lucruri care nu o să fiu eu primul convins că se realizează Și vreau să vorbim, domnule Mare și despre adoptarea noului cod administrativ și spicuiesc următoarele Proiectul are câteva prevederi controversate, spune opoziția, da, una dintre ele se referă la pensiile speciale pentru primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți de Consilii Județene. Pensii calculate în baza unui procent din salariu și a numărului de mandate. De asemenea, odată cu intrarea în vigoare a noului cod, președinții de Consilii Județene vor fi aleși prin vot direct de către cetățeni. Foarte uh, pe scurt o părere. Pe scurt, în, pe ce, în ceea ce privește pensiile... Speciale, pe mine mă deranjează însuși denumirea. Nu cred că exist, nu este nimeni special în țara asta. Și nu trebuie să existe pensii speciale, trebuie să existe pensii, punct, și să le primească oamenii. Într-adevăr, primarii erau dezavantajați pentru că aveau o indemnizație și primeau contribuția lor la, la buget pentru aceste, pentru pensie, era destul de mică și, ca urmare, pensia, după câteva mandate, era mică. Trebuia găsită altă formulă care să să cu contribuția fiecărui primar, fiecare să crească, dar nu să fie o pensie specială. Fiecare să primească după cât a contribuit la bugetul țării, Eu cred că așa ar bine. Dar... Și este vorba și despre angajări, adică se deschide poarta unor angajări, se pare aleși. și să zic primăriilor, da, pot să-și angajeze mai mulți funcționari publici? Păi și așa, așa stăm foarte de... bine cu banii, ce să vă spun. Că asta este să-și consolideze uh, partidul de guvernământ, să-și consolideze oamenii. Și așa stăm foarte bine. Și în ceea ce privește alegerea președintelui Consiliului Județean în, prin vot direct, mi se pare un lucru normal. La noi, mai ales la Brașov, știți foarte bine performanțele președintelui nostru, sunt excepționale. Compar, prin comparație aproape incredibile și o să fie votat. E, clar cea mai populară figură din actuală, actuală din Partidul Național Liberal. trebuie să încheiem emisiunea cu o concluzie, domnule Mare, și eu mă întorc chiar și la Făgăraș. Mi se pare foarte important. În fine, dacă nu s-a putut cu ocolitoarea, pentru că mi se pare un proiect de o anvergură și de o importanță extraordinară. În momentul în care noi în mapă am găsit acea foaie pe care scria că circuitul actelor și documentelor încătrenează Asta e, la Sigur, trenează pentru că nu se vrea ca Făgărașul să aibă colitoare. Este o primisiune a actualului primar. Știți bine că avem aleși local care sunt din Făgăraș, care da, au mai influență, o putere, da? pentru că fac parte din, din coaliția de guvernare și nu vor. Deci sunt piedici clare Uh, nu vor să se facă ocolitoarea, vor să, să stagneze cât de mult ocolitoarea făgărășenilor. Acest lucru trebuie să-l știe făgărășenii, deci cei Știu. care au votat împotrivă din nefericire. Eu se cred invocă... că ședințele ședințe Consiliului Consiliu și ședințele Consiliului Zălcar ar trebui să făcute la Casa de Cultură și invitați toți făgărășenii și să aibă curajul să spună în fața făgărășenilor motivele pentru care nu vor să voteze anumite proiecte de interes. Că se luau... Uh, 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 1.700.000 dintr-un credit care n-a fost luat doar pentru o colitoare, a fost pentru o reșalonare a creditului cu stadionul și pentru reabilitarea unor străzi și o parte dintre aceste bani care se luau un să spun unii ce siguranță am eu că să vină banii înapoi. Pe Așa gândim. Mai bine ținem banii Sau acolo. Că -ar fi putut și mai ales că, nu conform că nu legii, pierdea. dacă nu era prima da. tragere, s-ar putea să nu mai. următoarea tragere să-i pierzi, să nu mai poți să ai, conform legii. Ei au contrazis acest A, lucru. Să de, asta vă spun, de asta vă spun că e mai greu, ar trebui și domnul. Deci, că era spune... mai bine banii ăia să stea în cont și să riscăm să-i pierdem decât să, decât să se facă o stradă și, pe urmă, banii, banii să vină. Nu sunt nici așa de mare. Aia, aia putea să vină din bugetul local banii înapoi. Nu e nicio problemă domnule mare și mulțumesc pentru prezența în studio. Dacă aveți ceva de transmis făgărășenilor despre acest aspect, despre ceea ce cum ar trebui să gândească din punctul de vedere al După cum ați văzut, făgărășenii au mintea deschisă și la ultimele alegeri ori știut cum să voteze, să fie atenți în continuare, să stea cu ochii deschiși, să vadă cine merită să îi le conducă comunitatea, pe cine trimit în Consiliul Local, că pentru că, vedeți, e foarte important. E foarte important pentru ei, pentru bunul mers al vieții în Făgăraș în următorii ani. Vă doresc mult succes vă în continuare, mulțumesc pentru prezența în studio, doamnelor și domnilor și dumneavoastră vă mulțumim pentru atenție. Toate cele bune!